Salutare băieți și bine ați venit la un nou episod din FIFA 19 Draft spre Glorie. Înainte să începem, nu uita să lași un like dacă îți place această serie, dacă vrei să o vezi mai des pe canal. Hai să încercăm să ajungem la peste 4500, am și o surpriză pentru voi astăzi în acest draft. O să facem un draft diferit, dacă vă place această idee, peste 4500, hai să încercăm să ajungem. Peste 4500 de like-uri ar fi absolut senzațional și o să continui cu diferite challenge-uri. Înainte să începem, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate și prețuri super ok, argol.com/roll, link-ul e în descriere, ai și 10% discount dacă folosești codul OVI la checkout, băieți. Ce o să facem în acest draft? O să alegem cel mai high rated din fiecare draft, din fiecare alegere. Ăsta o să fie challenge-ul și o să încercăm să jucăm cu această echipă un draft al vedetelor, vedetele. Adică cei mai high rated jucători pe care îi primim. Singura alegere pe care este a noastră este cea a draftului, băieți, a formației pe care o să folosim. Avem 5-2-1-2, 4-1-2-1-2, varianta narrow, 4-1-2 wide, 3-4-1-2, 4-5-1. Hai să mergem pe 4-1-2-1-2, varianta narrow, strâmt așa pe mijloc. Hai să vedem cel mai high rated cine e. Am vrut să-l iau pe vest, știi? Dar vedem că cel mai high rated este Hazard și suntem obligați să-l luăm. Hai să luăm atacantul. Ok, Ben Yedder sau Wesley. Aici am voie să-mi aleg. Amândoi sunt 84. Deci îl iau pe Ben Yedder. Urmează Ronaldo probabil. Nu, ce-mi faci tu mie? Nu, uite și tu ce mi se întâmplă. Trebuie să-l iau pe Harry Kane. Aoleu. Trebuie să-l iau pe Harry Kane. Ok, luăm pe Harry Kane. Cine e acum cel mai high rated? Bruno Fernandes. O să avem lipsă chemistry. Nu o să fie niciun fel de chemistry acolo. 99. Uite, măcar știu că acum pot să-l iau pe Modric. Modric a picat bine. Mai puțin cu chemistry-uri. Nu știu ce ne facem, nu știu cum îi combinăm. Nu, Busquets, de ce Busquets? Ok, e bun la chemistry cu Modric. Da, ok, hai că merge, hai că mai luăm puțin chemistry acolo la Modric. Ndombele sau Alan sau Aouar? Ok, acum avem de ales. Între gagii ăștia doi, Alan, Aouar, Olympic Lyon sau Ndombele. Ok, hai să luăm Ndombele. Bun, 36 chemistry, suntem forță mondială. Sau nu? Alexander sau... Nu e, e Marcelo. Mamă, dacă luam pe Alan prima dată... Wow, rupeam în două. Ce să facem, mă, băieți, mă? Marcelo sau Filipe Luis? Filipe Luis, 79, 85, 82, Marcelo... Mă gândesc că poate pot să-l mut după aia pe stânga. Hai să luăm Filipe Luis. Poate-l mut aici ca fundaș central. Vedem, poate facem o combinație la sfârșit să avem chemistry. Cel mai high rated, Varane de 96. Asta e bună, asta e bună, am luat chemistry. Bun, dacă luam pe Marcelo era și mai bine, da. Știți cum am gândit-o eu, băieți, pe asta? L-am văzut pe Busquets că este din Spania. Felipe Luis joacă tot în campionatul spaniol și m-am gândit că poate nu o să-mi pice ceva bun la fundaș central. Ceva bun. O să fiu obligat să aleg un jucător care nu face chemistry. Și după ce alegeam toți jucătorii, aș fi putut să-l mut pe Felipe Luis puțin aici. Să facă chemistry, să-i dea puțin lui Busquets. Așa am gândit-o eu. Ieșea și mai bine cu Marcelo, a ieșit acceptabil și așa, Virgilică fără frică. Trebuie să-l luăm acolo, de 93. Și acum nu! M-a topit Andrei Almeida ăsta, m-a topit Van Bissaka, era forță. Of, ce-mi faceți voi mie, Andrei Almeida? De tine stăteam eu. Hai să vedem și portarul. 83 Castles. Care ia chemistry cu toată lumea. E, nu știu, băieți, cum o dregem pasta, chiar nu știu, vedem noi pe parcurs. Cel mai high rated este Gulam. High rated, adică cu ratingul cel mai mare. Acum avem Lala, fie antenă. Deci avem de ales între portarul ăsta Vlahodimos și Lala și Marquinhos. Brazilian Marquinhos ar putea să-l pun pe partea aia și să iau puțin chemistry. Decizii. Interesant asta cu Marquinhos. Pentru că avem probleme mari la chemistry noi. Și nu facem absolut nicio afacere așa. Absolut nicio afacere n-am făcut. Poate pică un fundaș dreapta ceva pe viitor. Nicio afacere n-am făcut așa. Neymar de 97. Cum să nu-l iau eu pe Neynei? Neynei de 97. Direct zeu.
Rusili, Joe Felix, interesant jucător, decât 3 stele la Skillmoff și 3 stele la Wakefield. Băi, ce faza este că ne pică jucător senzațional așa. Fii atent, fii atent că am câștigat puțin la chemistry! Bun. Dași dreapta. Dacă fac manevră așa, nu. Nu e bună. Hai să continuăm, să mergem tot pe cel mai mare rating. Hernandez de data asta. Văd aici pe Hazard ăsta, aș putea să... nu prea am unde. Bale sau cine? Sau Firmino. Deci am de ales între Firmino și Bale. Am o să luăm pe Firmino, pe Bobby. Dar nu prea văd eu cum pot eu să-l combin bine pe Bobiță fără frică. Încât 61, nu? Neymar stă în 2. Firmino 6. Mai vedem pe parcurs de mai jucăm cu ei. Hai să vedem Perisic și trebuie să luăm pe Alaba. Următorul jucător. Mai așa, caritativ, avem mulți jucători, dar mai greu cu chemistry-ul. Ok, Pogba. Ia să vezi tu că ne ajută Pogba. Ne ajută? Aha, cum să ne ajute, frate? Ben Yedder, Dumbele. Putem să facem câteva combinații. Vedem după aia. Păi, un 80 chemistry ar fi aur. Am văzut pe Valencia și mamă cum mă bucurasem. Nici nu vă dați seama cum mă bucurasem. Trebuie să iau pe Hernandez. Un Hernandez care ne ajută un pic la chemistry. Interesant. Da, Hernandez, da, bun. Ce să facem și noi? 64 chemistry. Marcelo. Pavard, Jordi Alba, pe cine sunt obligat să iau? Pe Marcelo și fii atent. Stai mă puțin, nu înțeleg. De ce nu-i dă? Opa, de ce tot în 7 stă Varan acolo din cauza portarului? Slăbuț cu portarul ăla. Și acolo, trebuie să iau Kepa spaniol. Creștem puțin că-i dă lui Virgilică. 67 chemistry, băieți. Hai că o să încep să mă joc puțin aici cu ei să vedem ce iese. Dar nu înainte de asta, hai să luăm managerul. Asta ne zice 69. Hai să luăm pe ăsta. Băieți, să nu vă vină să credeți. Suntem la 86 chemistry. Mai greuț așa, dar uite că am scos-o la capăt, băieți. Super, super tare. Avem Marcelo pe stânga cu Varan, cu Hernandez, cu Felipe Luis, Toti Modric, Busquets, Pogba, Firmino, Hernandez și Kane în față. Să băgăm după minutul 1 băieții grei, o să începem acolo cu Neymar, cu Hazard, cu Ben Yedder. Zic că avem echipă super, o echipă bună considerând challenge-ul pe care l-am avut. Primul adversar 4-5-1, varianta a doua. Ok, bun Whistle, bun Maldini pe fund. Vertonghen nu mă impresionează prea de viteză. Toti Modric, 90 rating. Nu e o echipă care să mă impresioneze. Hai să vedem acum, da, super șutul lui Ben Yedder, 1-0. Superb, hai cu golul, 2-0, mă. A mers blană faza asta. Am deschis foarte bine apărarea adversă. M-am jucat cu Neymar acolo. Trebuia să fi jucat o simplă crocheta și treceam fără probleme, zic eu. Neymar, sito! 3-0, mă! Ar fi senzațional să reușim să câștigăm draftul cu acest challenge. Ținând cont că n-am avut libertate să ne alegem jucătorii, a fost obligat să luăm jucătorul cu cel mai mare rating, indiferent dacă făcea chemistry sau nu. Încă unul. Voleu Firmino! Bobby Firmino! 5-0.
Ce gol era să dăm! Team of the Year Neymar, bestia! Team of the Year Neymar! Ce prostie am făcut acolo! La scurt oare? Am dat atins de două ori bară! Laterală și transversală! Tentăm frumos portarul, centrare, dăm cu capul, oare nu? Firmino înapoi! 6-1. Păstra calm acolo, singur cu portarul. Am dat un borol foarte, foarte simplu. L-am păcălit. Și după aceea, centrare în fața porții. Puțin noroc să sară mingea la noi. Oh, pasă superbă! Ben Yedder! 7-1, frate. Început entuziasmant, să zic așa. S-a mișcat și foarte bine meciul ăsta. N-ai ce să-i faci lui Neymar, frate. Nu ai ce să-i faci. Pur și simplu e magician. 8-1. Ney, Ter Stegen prea bun acolo. Și șutul lui Neymar, finesatul. N-a fost unghiul potrivit. Fluier final, băieți, începem foarte bine această campanie. Surprinzător de bine, ținând cont de challenge. Hai să vedem cum ne descurcăm pe parcurs. 5-2-2-1, Lidmanen acolo în slăbuț, dar are, frate, 5 jucători Team of the Season. George Best, Prime Icon Moments, Luis Figo, Prime Icon Moments, 5 fundași, ea nu-mi plac deloc, o să fie dificil de desfăcut apărarea asta. Ai de Modric, bună șansa, bine construit acolo, dar șutul, trebuie să recunoaștem, n-a fost dintre cele mai bune. Haide mă, nu! O viță! Cum s-a întâmplat una ca asta? Cum a ratat de acolo, Ney? Sunt în șoc. În șoc, băieți, nu știu cum a ratat Neymar de acolo. Haide mă, haide mă, Modricianu cu golul, bine mă! Bobby Firmino, ce șut! Bombeu 2-0! Prins-o cu stângul, bine de tot! Încă unul? Încă unul! 3-0, a curs minunat faza! Și cred că o să vedem un rage quit. Da, vedem rage quit! Mergem în semifinale! Adversarul din semi, hai să vedem echipa 4-3-1-2, puțin contra noastră. Deși par asemănătoare, sunt diferite 4-1-2-1-2 Nearo și 4-3-1-2. Sunt diferite. Bobby Firmino acolo, la fel ca noi, Jesus. Benzema, atacul nu mi se pare senzațional. Socrates de 92 ăla. Ăla e senzațional. Facem și schimbări. Nu știu dacă v-am arătat până acum cum am gândit eu echipa. Cum fac schimbările. Ney, mijlocaș central ofensiv. Schimbăm Modric, îl jucăm cu Modric left striker. Și punem Ben Yedder right striker. În meciul acesta o să scot și pe Busquets. Și o să-l bat pe Ndombele. Pogba. E prea lent, Busquets. Prea lent. Să jucăm așa. Hai să vedem cum merge. Op, văd un Ronaldinho aici la băiat. Schimbare minutul 1. Riscant. Riscant. Periculos pentru noi, știi? O, apară înapoi. Ndombele gol. 1-0. Foarte repede. Ney. O, ce tackling. Înapoi la noi. Nu. Ce nebunie de tackling a băgat acolo adversarul. Stângul, un blocaj, asalt total, un gol acum. Ar fi incredibil. Ndombele. O, transversală din nou, cu capul, peste portar. Gol! 2-0 în 16. Super sabul nostru Ndombele, cu două bobiții. E prima dată când îl folosesc în acest draft. Nu era ieșit, stai că nu ies, face niște schimbări. Ăla e mă, 3-0. Și probabil e rage quit? Da, e rage quit. Și mergem în marea finală. Finală, draft spre glorie, cu acest challenge pe care l-am încercat. Mamă, ce echipă are. 95 Ronaldinho, 95 Werner, 93 Figo, 99 Modric, Witzel, Ramsey îl schimbă minutul 1 sigur pentru chemistry. Mult mai bună echipa decât a noastră.
ca de obicei încercăm tot ce depinde de noi, deși va fi foarte, foarte, foarte dificil. Modricianu! Am mutat portarul, urăsc asta. Of, ce ocazie am avut. No, no! No! Haide mă, intră mă! Cum e posibil? Băi, ești nebun, ce-a fost aia, frate? Este mă, în final mă! Nici n-am vrut să fiu nervos la bara aia. Am vrut să văd până la sfârșit ce se întâmplă. Bine mă! Benyeder, slab shoot-ul. Of, Marcelo, Marcelo. Statistici la pauză, 9-3 la shoot-uri. Totti Modric, te mănânc. N-are pe stângul atât de bun ca dreptul. Dacă era pe dreptul, o trăznea pe asta. Noi ratăm el de gol, asta este, băieți. Este, mă! 2-2, ce meci nebun! Ce meci nebun! Haide, mă, iar am construit-o frumos, dar... Nu ni s-a legat ultima pas, ataete. Luăm de la 0. Haide Modric, iar în blocajul ăsta al fundașului. Statisticile, domina total meciul, 12-5 la șuturi. N-am reușit să marcăm, din păcate, mai mult decât adversar. Din ocazie pe care l-am avut. Am făcut oare o greșeală aici? Ah, trebuia să am stay forward la Neymar. Hai să vedem cum merge acum. Nu prea mai avem stamina, dar forțăm până la sfârșit. Are ăsta autobaza băgat. Iar în blocaj. Era gol acolo. Wow! Ce ratare! De fapt, respinge fundașul. Ce frumos am făcut acolo. Cine a respins, frate? A venit singur fundașul și a respins-o din gol. De ce oare nu sunt surprins? De ce oare nu sunt surprins? Alung? Rafael! Rafael! Rafael Varane! Cu golul! No, nu cred, frate, Spider-Man acolo. Ce bine l-am întors și tot rămâne în control și scoate mingea. Fair final! Ce victorie! Cu un challenge destul de dificil, zic eu, fără chemistry bun la echipă. Draftul vedetelor, reușim să-l câștigăm. Super tare! Hai să vedem și ce premii primim. Ce avem noi aici? Premium Gold Pack, Rare Gold Pack, Rare Gold Pack. Hai cu walkout-ul ăla de care ne e dor, pe care nu l-am văzut de atât timp. În primul pachet e fix 0 walkout. 0 și cu 0 face 0. Atât am primit noi. Da, bă, bine că mi-a dat player contracts și jucători dintre ăștia. Nici nu aveam pretenții la pachetul ăsta. Ok, Rare Gold Pack, 12 itemuri. 12 gold, 12 rare. Măcar un board down, te rog ei. Nici board down. Trimitem în club, discard la duplicates, la duplicate. Și ultimul pachet, după un draft atât de muncit, hai că merităm și noi ceva. Și primim fix nimic. Puh, nici board down, ok băieți. E clar, la pachete s-a ales praful, nu mai ține deloc ei-ul cu noi. În schimb, făcut un draft frumos, un challenge frumos, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like la acest clip, peste 4500 ar fi absolut senzațional, vă pupoviță, pa, pa!